Tapan nu are experiență prea mare, el a luat cele două goluri în partida cu Côte d'Ivoire. Cedar Cesc Fabregas în fața golului. Fabregas îl egalează în această seară pe Hierro. 88 de partide în tricoul Furiei Roca. Minutul 4. Fabregas față-față cu Carilio de la 11 metri. Peste poartă! Probabil fanii Furiei Roca speră ca Fabregas să nu facă acest lucru și la campionatul mondial, la, cine știe, eventuale lovituri de departajare. Minutul 4. Fabregas trimite în stilul lui David Beckham sau lui Sergio Ramos, dacă mă aduceți aminte, de la 11 metri. Sau, mă rog, mai nou ca Pintilii peste poartă în finala Cupei României. Minutul 4, așadar, Fabregas ratează un 11 metri.